Marșul pentru viață a avut numeroși susținători și la drobeta Turnul Severin. Evenimentul a fost organizat aici de Asociația Anastasia a Episcopiei Severinului și Strehaiei, în colaborare cu Asociațiile Studenți pentru Viață, România pentru Viață și Palatul Culturii Teodor Costescu. Episcopia noastră, Episcopia Severinului și Strehaiei, a răspuns și în acest an inițiativei de a organiza Marșul pentru Viață alături de Asociația Anastasia, asociația care a inițiat acest marș aici în drobeta Turnul Severin, asociație în care majoritatea membrilor sunt profesori. Și ne-am aliniat și noi celorlalte entități din România și din Republica Moldova și astăzi, în 30 martie, în această zi frumoasă de primăvară, am ales ca să mărșăluim pentru viață pe traseul bine cunoscut, deja consacrat aici, în drobeta Turnul Severin, între Liceul de Arte Ioan Ștefan Paulian și Parcul Pădurea Crihala. Voluntarii Asociației Anastasia au pregătit pentru participanți și diverse ateliere. Prin acest lucru vrem să îndrumăm cât mai mulți tineri să vină în asociația noastră și vrem să le arătăm cât de importantă este prezența lor în viață și în această comunitate. Cum se vede și în jurul meu, suntem împreună, profesori de religie, părinți, copii, parteneri ai acestui eveniment de suflet al Episcopiei Severinului și Strehaiei, al Asociației Profesorilor de Religie Anastasia, și sperăm să fie o zi de bucurie și de celebrare a vieții, așa cum ne-o dorim noi în fiecare an. Mai mult decât atât, sperăm să simțim în timp efectele acestor activități în viețile tinerilor, astfel încât femeia în criză de sarcină, tânăra care ajunge într-o astfel de situație, să știe unde să apeleze și ce să facă pentru a ieși din momentul dificil. Viața este un dar pe care îl primim fără să-l cerem și ni se va lua înapoi fără să fim întrebați. În toată această perioadă, cât pot, noi putem beneficia de acest frumos dar. Dacă vom învăța să o prețuim, vom găsi frumusețe în toate lucrurile posibile. Participăm cu bucurie la 14-a ediție a Marșului pentru Viață organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei în colaborare cu Asociația Anastasia. Ne bucurăm că în fiecare an numărul tinerilor participanți în cadrul acestei manifestații este din ce în ce mai mare. Marșul pentru Viață a fost organizat pentru prima dată în Statele Unite în urmă cu 50 de ani.